Conferința pastoral-misionară de toamna a clericilor din Protopopiatul Galați a avut loc astăzi la Centrul Cultural Filantropic Sfântul Ierarh Ioan de Aur din parohia Înălțarea Domnului. Cu acest eveniment s-a încheiat seria conferințelor pastorale desfășurate în semestrul al doilea în cele opt protopopiate ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Preoții din protopopiatul Galați au fost prezenți dimineață la Biserica Înălțarea Domnului din municipiu, unde în alt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit slujba de sfințire a picturii locașului de cult și a lucrărilor de restaurare și apoi Sfânta Liturghie. Cu această ocazie, credincioșii prezenți au putut închina la un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, adusă de la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În continuare, Arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârșit și slujba de sfințire a Centrului Cultural Filantropic al Parohiei în Alțarea Domnului, apoi a deschis lucrările conferinței pastoral-misionare de toamnă. Sărbătoarea Sfântului Ioan Gure de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a fost prilej de mare bucurie pentru parohia înălțarea Domnului din municipiul Galați, dar și pentru preoții din protopopiatul Galați, întruniți astăzi în conferința semestrială. Mai întâi s-a oficiat slujba de sfințire a picturii, apoi a lucrărilor adăugate între timp Sfântului Lăcaș, s-a sfințit noul centru pastoral Sfântul Ioan Gură de Aur, de lângă biserică, unindu-se astfel liturgia cu filantropia, și altarul lui Hristos cu altarul aproapelui, apoi toate acestea le-am adus prin nos jerfelor pentru unitatea neamului românesc în cadrul conferinței preoțești. Astăzi a fost o zi minunată pentru parohia Înălțarea Domnului de la noi din Urbea Gălățeană, întrucât s-au încununat eforturile de ani buni din anul 2008, de când am început construcția așezământului și în 2012, de când am început pictura bisericii parohiale. Ca enoriaș al acestei parohii, trăim astăzi bucuria să vedem înfăptuită această realizare, însemnând pictura bisericii și inaugurarea Centrului Filantropic, Social și Cultural. Anul Comemorativ al făuritorilor Mari Uniri de la 1918 a fost tema conferinței pastoral-misionare de toamnă din Protopopiatul Galați. În cadrul acesteia a fost prezentată contribuția Bisericii Ortodoxe Române și a unor personalități de seamă din zona Arhiepiscopiei Dunării de Jos la realizarea Unirii de la 1918.